Cu atât de mult drag mă întâlnesc cu invitata pe care urmează să vă prezint. Am mai fost aici în urmă cu câțiva ani, cred, și am revenit și o să mai revin. Alături de mine este Floris, mulțumesc că ne-ai primit din nou la tine. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Cred că au trecut vreo 7-8 ani. Zici? Nu cred. Ba da. Cred că da. Așa cred, nu sunt sigură, dar așa cred. Uitați-vă și voi la ea. Uitați-vă. Stau și o admir. Și o admir de fiecare dată. Și ea știe asta, mă întâlnesc cu ea pe stradă. Și să știi că te pomenesc de multe ori când mă întâlnesc cu cineva și vorbim despre modă, despre fashion. O știți pe Flori? Care? A, păi cum să n-o știm? Adică toată lumea te știe. Și pe stradă nu ai cum să nu te întorci după ea. Nu există să o vezi și să treci așa nepăsător, pentru că ea arată impecabil. Nu doar astăzi că avem interviu, ea arată impecabil de fiecare dată. Și uitați-vă casa ei cum este, că te tot uiți în stânga și în dreapta și sus și jos și mai vezi una alta. Flori, dragă, te las pe tine să vorbești, că de-aia am venit. Am vrut să-ți spun încă o dată cât de mult te admir. Îți mulțumesc frumos. Probabil, adică nu probabil, ci sunt convinsă că mulți dintre cei care mă văd pe stradă cred că sau se întreabă cine e nebuna asta. Sunt sigură de chestia asta. De ce? Dar sunt convinsă, chiar sunt convinsă. Că te îmbraci mai altfel, da, decât exact, noi restul. Da, exact, exact. Pentru asta. Și pentru că sunt tunsă mereu scurt. Chiar am fost botezată și Cheala, să știi. Da? Da, am auzit pe cineva. Cheala aia, știi tu, aia care nebuna aia care se îmbracă de tunde scurt și se îmbracă și aiurea. Ți-a păsat vreodată de nu, vorbele păi acestea? Nu, dacă mi-ar fi păsat, îți dai seama că nu, n-aș fi continuat să mă îmbrac așa. Și nu fac, deci nu mă îmbrac pentru ceilalți. Mă îmbrac pur și simplu pentru mine, pentru că asta îmi place. Și am ajuns la concluzia, la vârsta venerabilă pe care o am, că trebuie să facem ceea ce ne place, pentru că abia atunci ne simțim bine. Asta cred eu. Probabil că sunt o hedonistă, adică nu probabil, cu siguranță, pentru că îmi place să fac ceea ce îmi place. Cam asta e. Deci îmi place și să mă îmbrac și atunci continui să mă îmbrac, indiferent de ce spune lumea, pentru că chiar nu-mi pasă. Evident că îmi pasă de părerea apropiaților mei, dar de părerea lumii care nu mă cunoaște, care nu știe cine sunt eu, chiar nu-mi pasă, pentru că atunci când am avut nevoie, n-avea nimeni să-mi dea o coajă de pâine să spună, ia tu că n-ai ce să mănânci. Abia atunci pot să iau în considerare părerea cuiva. Corect. Până atunci, nu. Flori, am atâtea întrebări pentru tine, însă mă simt așa puțin inferioară ție, că aș vrea să fiu și îmbrăcată la fel ca și tine, așa fashion și cool și cum ești tu, și de aceea mi-aș dori să-ți lansez o provocare să mă transform și pe mine, așa, dacă ai putea, ce zici, să continuăm interviul altfel. Da, cu mare plăcere. Vrei? Sigur, da. Uite, 2 minute de gândire și găsesc ceva potrivit și pentru tine. Ne întoarcem. Wow, și dormitorul este superb, de prințesă, așa cu baldachin. Uite la ce m-am gândit pentru tine, pentru că filmăm în interior, m-am gândit la o ținute, la două ținute complementare pentru interior, pe care cărora să le adaug puțin glam, și m-am gândit la ceva în stil oriental, precum vezi și eu sunt la fel. Kimonou și bluza sunt japoneze, restul accesoriilor, mă rog, orientul apropiat și îndepărtat, am făcut așa un mix și am adăugat niște bijuterii contemporane, ca să zic așa, ca să le actualizez puțin. Abia aștept. Acum, dacă vrei să vii să încerci să te îmbraci, ok. Ne revedem pe urmă.
altceva. Sper că-ți place. Mă simt așa de frumoasă. Oricum ești. Mamă, chiar îmi place foarte mult. Acum ne și potrivim. Mă bucur. Păi, am explicat înainte că am ales ceva asemănător și cumva ținută de interior, când puteam să ne îmbrăcăm cu rochie de seară și cu tocuri de 3 metri, dacă filmăm în interior. Florida, mă faci așa să-mi doresc gândit. Să mai vreau să vin la tine. Păi, o să vin. Dulapul este enorm, găsim ținute și wow. Pentru data viitoare. Mai trebuie să-mi pui ceva? Da, aș vrea să spun niște inele. Haide, să-mi pui niște inele. Mamă, dar câte ai aici? Super! Ai reușit să le porți toate sau încă ai care sunt nepurtate? Am câteva achiziții recente pe care n-am putut să le port. Trebuie să vedeți și voi caseta aceasta, cutia aceasta cu bijuterii. Ai și însărtăraș acolo? Da. Wow! Aceasta este o reacție normală pe care o am, cred că nu. Mai am aici încă o cutie, dincolo încă o cutie. Mamă. Tot inventez cutii, deși nu reușesc să... Și aici mai am. Flori, tu așa ai fost toată viața? Sau de când a început pasiunea aceasta? Să știi că de pe vremea liceului, pentru că mai însetim să spun inele, așa? Nu știu care... Verigheta poate să rămână, da, nu? Da, sigur. Nu. Mare, așa-i? Aici. Lăsăm acolo și atunci mai am încă unul și pe câte cer. Putem să purtăm? Sau nu este... Eu nu cred că este, eu port și, și pe, toată, pe toate degetele și alea se potrivesc, atât. Că nu mai am chiar în stilul ăla. Că sunt la mine pe nu te deranjează în timpul zilei? Poți să muncești? Pot să muncesc, dar în momentul în care ajung acasă, absolut toate le... Deci toate accesoriile nu le mai suport. Și mai am și aici. Wow! Wow! Ia să le vedem mai bine un pic. Așa. Foarte frumos. Le-ai adunat în ceva ani, cred că. Da. Aici am numai perle. Ua, ce frumos! Aici așa o poză pe malul oceanului cu perlele acestea. Și brățări aici. Auzi, și mă, da, și mă laud că am o pereche care ci că sunt Givenchy, dar foarte curioasă sunt dacă, dacă sunt. Ia să le vedem. Așa, mhm. Cum poți să le deosebești? Pe cele originale de cele false, să spun așa. Nu, contează pentru tine? Nu, sincer nu. Deci brandurile nu contează pentru că nu contează, nu mă interesează. Mă interesează calitatea și mă interesează să fie ceva altceva. Nu contează brandurile și am constatat că marile branduri nu neapărat că nu fac lucruri pe gustul meu. Dar în primul rând nu mi le permit. Asta cu siguranță. Eventual am câteva piese, nu pot să zic, care sunt de la second hand și am încredințarea aproape 100% că sunt originale. Dar nu contează, nu contează pentru mine asta. Mă interesează să arate cum îmi place mie și să fie de calitate. Asta contează, calitatea materialului și a finisajelor. Și evident modelul să fie pe plăcerea. Corect, ne întoarcem de unde am revenit. Să-mi spui, te rog frumos, te-am întrebat, dar nu știu dacă ai apucat să-mi răspunzi până la final, dacă ai fost așa dintotdeauna, ai avut de tânără această pasiune pentru altfel. Da, cred că am început pe vremea liceului, când nu prea aveam haine și am o mătușă care avea o garderobă destul de bine garnisită, dar evident pentru, adică evident cu lucruri pentru vârsta ei, care nu mai știu, avea vreo 40 de ani, evident că la vremea aia mi se părea o babă. Da, corect. Și atunci
neavând prea multe haine, ea îmi zicea, poți să te servești, poți să iei de la mine ce vrei, dar bineînțeles că nu erau pe gustul meu și atunci le transformam. Îmi puneam în gule, croșetam ceva, îmi făceam un accesoriu pentru cap, luam cămăși de la unchiul meu pe care le purtam, luam, știu că avea un balonzait verde, din aia, stil militar, naiba, știi, pe care l-am purtat, cred că 3 ani de liceu, primăvara și toamna. Și atunci, de atunci deja îmi plăcea să mă îmbrac. Nu știu, poate și moștenirea de la mătușa mea, pentru că ea se îmbrăca și pentru vremea aia extraordinar. Dar pentru tine este un stil de viață. Da, un stil de viață, da. Pot să spun că da. Mă pasionează. Aloc destul de mult timp achiziționării de haine, în încercarea de a le potrivi, mai răscolesc dulapurile, mai îmi vine câteodată ceva, uite, chestia asta mi se potrivește cu ceva ce am de nu știu câți ani și pe care n-am purtat pentru că n-am găsit asorteu perfect. Și am și extrem de multe haine, unele pe care nu le-am purtat niciodată, dar pe care le mai păstrez un an, doi, să văd. Am câteva pe care chiar nu le-am purtat niciodată și care sunt de foarte mulți ani, poate chiar de 10 în garderoba mea, dar nu mă îndur să scap de ele. Așa de 2-3 ori pe an, atunci îmi fac o curățenie, intru la sânge în garderobă, elimin ce n-am purtat sau ce nu e așa de grozav, cu convingerea fermă că nu se vor mai purta. Arunc. Da, și cu convingerea că arunc sau vând, că mai și vând doi saci, să zicem, și că voi aduce înapoi vreo 4 saci. Da. Costă mult să ne îmbrăcăm ca și tine, pentru că de multe ori vedem doamne, domnișoare îmbrăcate foarte bine, care ne atrag privirile și spunem, ei, ca să mă îmbrac așa, aia costă atât, aia atât, aia atât, trebuia sortați pantofii cu cercei, inelul cu așa. Nu, nu. Cred că a arăta îngrijit, asortat, bine îmbrăcat, pedant, zic cum vrei, cred că de fapt este vorba de pasiune și despre timp, nu atât despre bani. Nu cred că știi, și probabil și mai multă lume știe, că cred că 90% din garderoba mea sunt lucruri cumpărate de la second hand. Foarte puține am noi, în special încălțăminte, bine, lenjerie și ce mai vine de desubt, dar hainele, de exemplu, și eu și tu suntem îmbrăcate de la second hand, inclusiv papucii care erau noi. Da? Și mă simt perfect. În exclusivitate. Dacă aș face un calcul, ținuta ta vreo 20 de lei, pentru că îmi cam amintesc cât am dat, însă accesoriile costă de 10 ori mai mult, să zic. La fel este și în cazul meu, pentru că cercei au fost destul de scumpi, dar în rest hainele chiar nu, chiar tot așa vreo 20-30 de lei, nu mai mult. Cu stilul te naști sau îl dobândești de-a lungul vieții? Cred că și și, pentru că dacă știi cum cred că este, așa ca și un pământ, care dacă este roditor, poți să pui o sămânță, dacă pui o sămânță în el, va crește. Dacă nu este roditor, poți să pui o tonă de semințe, că probabil nu va răsări niciuna. La fel și cu stelul. Cred că trebuie să ai puțin în tine, înțelegi, înclinația asta spre... Nu știu, cred că până la urmă e vorba de înclinație spre frumos sau frumos așa cum îl înțelege fiecare, dincolo de normele estetice general valabile. Și dacă ai puțin un sâmbure acolo mic,
și îl ajuți așa ca pe o plantă pe care o îngrijești, aia tot crește, crește, crește. Cred că, deci este 50-50. Trebuie să ai puțin, dar să-l dobândești, adică să îl îngrijești, să cauți să-l dezvolți. Da. Asta cred. O ascult cu atât de mare drag. Acum stau așa mai dreaptă, că sunt totuși la un interviu, dar m-aș pune aici așa... Eu m-am pus destul de relaxată. Și eu stau relaxată, însă m-aș pune și mai relaxată așa să stau, să te ascult, să stau pe 3 ore aici cu tine. Dar o să facem asta după ce închidem camerele. Da, da, da. Bun, Flori, cum a trecut perioada aceasta pentru voi? Pentru mine personal, și chiar și pentru noi... destul de bine, să vă spun. Am avut timp. Bine, în fiecare zi am făcut câte ceva ca să nu zac toată ziua pe canapea, să nu mă lenevesc total. Dar în rest a trecut destul de bine. Avem grădină, am avut treabă, am avut timp să o amenajăm mai în amănunt față de alți ani. Am avut timp pentru lectură, care îmi place grozav, dar nu am timp cât aș vrea, deși indiferent cât sunt de ocupată, în fiecare zi citesc măcar 10 pagini, măcar, înainte de a mă culca, știu mult, eu ador cu cartea în pat. Și totuși, deși au trecut 2 luni, aproape 3 luni, tot n-am reușit să citesc atât cât aș fi vrut. Aș fi avut... poftă să reau niște lecturi din adolescență, să văd cu ce ochi le privesc acum și tot sper că într-o zi va veni vremea să am timp pe lângă numeroasele cărți noi, pentru că aproape lunar cumpărăm ceva, să reau niște lecturi mai vechi, care cred că la vremea aceea m-au marcat. Și aș fi curioasă cu ce ochi le privesc acum, după experiența de 30, 40 de ani, 35 de ani de la prima lectură. Dar n-am vreme. Probabil va veni și vremea. Va veni și voi avea mai mult timp, nu știu când, într-o zi. Ce nu... Deci din punctul ăsta de vedere a fost benefică perioada asta de izolare, ca să zic așa. Ce nu mi-a plăcut, îmi place mult să merg pe jos și n-am avut ocazia. Asta mi-a lipsit și filarmonica, unde merg aproape în fiecare joi, nu chiar în fiecare joi, și teatru. Deci astea, într-adevăr, mi-au lipsit. În rest, și probabil și interacțiunea interumană la nivel fizic, ca să zic așa, pentru că, evident, telefonul, mijloacele de comunicare, astea ne-au ajutat mult în perioada asta, dar este altceva să vezi un zâmbet, o privire, o atingere, o strângere de mână, o îmbrățișare. Astea mi-au lipsit. Îți mulțumesc tare frumos că ne-ai primit la tine. Aș mai fi avut multe întrebări, dar uite, promit că facem asta mai des, nu mai lăsăm să treacă anii. Bine, sigur, cu plăcere.